Aparatele de zbor au făcut looping-uri, tonouri și au zburat la joasă înălțime. Rând pe rând, piloții militari și cei civili și-au arătat maestria la manșă. Astăzi este o zi specială pentru noi. Ca în fiecare an, în apropierea datei de 17 iunie, data la care Aurel Plaicu a realizat primul zbor, noi îl omagiem și cu această ocazie, astăzi, ne deschidem porțile bazei aeriene pentru a arăta aeronavele din înzestrarea forțelor aeriene și pregătirea piloților forțelor aeriene. Spectatorii au aplaudat și au tresărit la fiecare manevră spectaculoasă a piloților militari și civili. Ce trebuie să aibă un tânăr pentru a deveni pilot? Ce calități trebuie să aibă? În primul rând, sănătate. După aceea, un spirit de curaj de a accesa niște probleme noi și de a descoperi noutăți. Pentru prima oară când participăm, copiii au mai fost, dar absolut orice. Este minunat ce fac acești piloți. Încântător, magnific este. Din câte ai văzut până acum, ai vrea să te faci pilot? Ai de gând să te faci pilot? Nu știu. De ce? Se pare greu? Da. Sunt și femei pilot. Te-ai gândit vreodată până acum că ai putea să zbori și tu cu avioanele astea? Da. Te-ai dus acolo la avioane să faci fotografii? Da. Ce ți-a plăcut până acum cel mai mult? Până acum mi-au plăcut avioanele foarte mult. Ce ți-a plăcut? Ai văzut avioane cu reacție? Cele cu reacție mi-au plăcut mie. Și elicopterul mi-a plăcut. Parașutiștii mi-au plăcut cel mai mult de la început. Sunt și femei pilot. Te-ai gândit așa un pic măcar că ai putea să devii tu pilot, să zbori cu avioanele? Nu. De ce? N-ai curaj? N-am curaj. Da, vom crește. Mergi încerca, dar mi-e frică. Avioanele de vânătoare F-16 și MiG-21 Lancer au fost vedetele mitingului aviatic de la Boboc. Pentru ca spectacolul să fie total, piloții au simulat o misiune dintr-un teatru de operații. Militarii au deschis focul și au simulat extragerea unui pilot catapultat într-o zonă ostilă. Inamicii au fost înconjurați din aer și la sol au fost anihilați, iar pilotul salvat. Alături de piloții militari de la toate bazele aeriene au mai fost prezenți reprezentanții Aeroclubului României și Iacării Acrobați. De asemenea, printre cei care au încântat publicul numeros, a fost și un pilot femeie, Oana Ardeleanu. Am emoții și acum, ce să spun. Se simte căldura tuturor aici. Am simțit-o sus, am simțit-o jos, ulterior. Multe aplauze. Ce să spun? E foarte plăcut. Potrivit organizatorilor, la mitingul aviatic organizat de Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene Aurel Plaicu de la Boboc, au participat peste 10.000 de persoane.